Se știe deja că este interzisă folosirea telefonului mobil în timpul alimentării în benzinării. Însă dacă totul este clar cu fumatul, atunci de ce intră și utilizarea telefonului pe lista activităților nepermise? Majoritatea conducătorilor auto au observat că în benzinărie există semnul care informează cu privire la faptul că este interzis să vorbești la telefon atunci când alimentezi. Dar de ce este interzis să vorbești la telefon în benzinărie? Mulți oameni sunt de părere că această interdicție are la bază un mit, însă noi vă spunem care este explicația științifică. De-a lungul anilor, printre șoferi, au apărut mai multe explicații din acest punct de vedere. Mulți sunt de părere că această interdicție se bazează pe o legendă. Cu toate acestea, foarte puțini știu care este adevăratul pericol. Potrivit unor informații vehiculate în online, undele radio emise de smartphone-uri pot provoca un incendiu. Dar nu trebuie să fii un expert pentru a înțelege că telefonul mobil este un transmițător radio de mică putere, incapabil să încălzească obiecte sau vapor de combustibil la temperaturile de aprindere. O altă versiune greșită este că telefoanele mobile duc la o funcționare defectuoasă a echipamentelor automate din benzinării și, ca urmare, pot duce la erori afișate în ceea ce privește alimentarea cu combustibil. Trebuie remarcat faptul că această versiune este populară cu câteva decenii în urmă, când telefoanele mobile erau dispozitive relativ noi. Dispozitivele actuale nu afectează niciun fel echipamentul de alimentare cu combustibil. Adevăratul motiv pentru care autoritățile nu recomandă folosirea mobilului într-o benzinărie se bazează pe convingerea că utilizarea acestui dispozitiv ar putea produce scântei și ar putea aprinde vaporii de benzină. Această convingere determină multe benzinării să își avertizeze clienții să nu-și folosească telefoanele mobile în timp ce alimentează mașinile. Interzicerea telefoanelor mobile în benzinărie este pur și simplu legată de reglementările internaționale din industrie, conform cărora există o zonă pe o rază de 3 metri în jurul pompelor care este considerată cu risc de explozie, relatează dcnews.ro.